Accident teribil în Sibiu. Trei fete au fost rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un alt autoturism din fața sa. Un bebeluș, o minoră și o fată de 18 ani au căzut victime unui șofer de 68 de ani. Accidentul s-a produs pe șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism în apropierea unei intersecții cunoscute de șoferi ca fiind una periculoasă. Un bărbat în vârstă de 48 de ani nu a păstrat distanța regulamentară față de o altă mașină din fața sa, la volanul căreia se afla un șofer de 68 de ani. Astfel, acesta nu a mai avut timp de reacție sau de frânare și a intrat în plin în autoturism. În urma impactului puternic, trei pasagere din autoturismul condus de către bărbat în vârstă de 48 de ani au fost rănite. Inițial, medicii ajunși la fața locului le-au acordat primul ajutor. Victimele, o fetiță în vârstă de 6 luni, o minoră în vârstă de 11 ani și o tânără în vârstă de 18 ani, au fost apoi transportate la spital conștiente pentru mai multe investigații medicale. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate cauzele producerii accidentului.